A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă in rem, după accidentul șocant petrecut ieri în defileul Jiului. Un bărbat a murit lovit de o bucată de stâncă desprinsă de pe versant. Deși peretele este asigurat cu plasă de sârmă, bucata de piatră se pare că a căzut de la o înălțime mult mai mare, neacoperită cu plasă. Autoritățile spun că vor contracta alpiniști ca să elimine pietrele și copacii care pot cădea pe carosabil. Urmează imagini și informații ce pot avea un puternic impact emoțional. Accidentul s-a produs pe DN66 în defileul Jiului, aproape de granița cu județul Hunedoara. Șoferul, un bărbat de 56 de ani din Giurgiu, venea împreună cu soția și cu încă o rudă de la mănăstirea Prislop. La un moment dat, un